Mulțumesc, da. Un pic mai mult, acum avem două meciuri, din ce știu, semifinala se va juca tur-retur. Acum vedem cu cine vom juca și sper să reușim să facem două meciuri bune, să jucăm în finală. Pe cine preferi? Nu știu, oricare va fi. Oricare va fi. Doar că, ca să fiu un pic sincer, așa mi-ar plăcea să jucăm cu Târgu Jiu, mi-e dor un pic de orașul ăla, am jucat acolo o bună perioadă de carieră și am amintiri frumoase și mi-ar plăcea să jucăm cu ei. Acum vedem cu cine va fi. O doză de moral înaintea meciului cu Voluntari, aveți nevoie de 3 puncte acolo. Da, așa e. Acum cel mai important meci pentru noi este meciul de luni. Un meci, zic eu, extrem de important, dată fiind și situația noastră din clasament și sperăm să ne recuperăm până luni și să facem un meci bun, să câștigăm. Devine cupa obiectivul principal? Da, a fost unul din obiectivele noastre de la început de sezon, însă v-am zis, prin prisma tuturor lucrurilor care s-au întâmplat în acest sezon cu acest club și cu și situația financiară și situația sportivă, deocamdată cred că obiectivul principal va fi cupa. Cupa va aduce și o prezență în cupele europene, acum trebuie doar să se rezolve situația financiară. Păi da, în mare parte situația financiară, aici vorbind cu salariile față de jucători și de staff și așa, s-au rezolvat. Clar, mai sunt câteva mici probleme, dar eu cred că se vor rezolva. Hopul principal, ca să zic așa, e licența, însă ați văzut și voi ce eforturi fac cei din DDB și eu cred că vor reuși să treacă și peste această încercare și se va lua și licența și atunci vom vedea. Dacă vom reuși să ajungem în finală și o să câștigăm, zic eu că va fi, până la urmă, un sezon ok. Veți avea și un amical de gală. Ce înseamnă gestul acesta lui Mircea Lucescu? Eu cred că nu mai are rost să comentez gestul. E clar, domnul Lucescu și-a arătat de fiecare dată susținerea față de Dinamo și cu atât mai mult prin acest meci amical. Și nu putem decât să fim bucuroși, să mulțumim și să încercăm să ne bucurăm de acest meci. Va fi soldat și în Ucraina? 100%. Ai marcat două goluri în seara asta, cred că dacă continui tot așa, Mirel Rădoi te va chema în preliminariile mondialului? V-am zis, gândul meu acum e la meciul de luni cu Voluntariu, avem o situație extrem de dificilă în clasament. Eu încerc să-mi fac treaba indiferent pe ce poziție joc. Pe urmă, dacă domnul selecționer e mulțumit de ceea ce arăt eu și mă va convoca, cu atât mai mult eu voi răspunde și voi da 100% pentru echipa națională. Deja din anul două perioade diferite, ai fost înainte să pleci în sănătate, acum ce e diferit față de atunci sau e ceva schimbat în bine, în rău? Clar, sunt două perioade distincte. Sezonul acesta clubul a fost un pic așa, ca să zic, zguduit de anumite probleme. Înainte nu erau astfel de lucruri, înainte era un patron, se știa bugetul, se știa anumite limite, însă sezonul acesta clar s-a început un pic cu stângul, s-au promis multe lucruri, multă lume a avut multe așteptări. Pe parcurs s-a dovedit că tot ceea ce s-a promis în vară a fost doar o minciună, însă norocul nostru și al acestui club e că în spate sunt sute de mii de fani care iubesc acest club necondiționat și au arătat dovadă de loialitate față de club și nu l-au lăsat să moară și nu-l vor lăsa să moară. Asta cred că face din acest club să fie unic și special. La numele lui Pablo Cortasero se mai pronunță în vestiar? Mai există pentru Dinamo? Nu, clar, nu mai există. A mai venit cineva? Nu, nici vorbă. Din luna ianuarie, practic din decembrie, de când cei din DDB au început să se implice, partea spaniolă a fost dată la o parte și cred că nici mai are rost să discutăm despre ei.